Bine v-am găsit la următorul episod din aventura noastră prin Oriental cu bicicletele de munte. Suntem în Oituz, am coborât aproape special pentru bunătatea asta, numită Kirtoș. Și după cum vedeți, suntem flămânzi. În această bucată o să mergem prin munții Vran și încercăm noi să ieșim către Ujdula și apoi către vârful Lăcăuți și de acolo să coborâm în Covasna. Acesta va fi ultimul nostru segment. Ultimul segment din această aventură. Această super aventură. Aveți cuvântul super. Nu aventură, super. Subscriu! Bună ziua! Încercam să urcăm, tot așa e drumul până sus? Da. Deci nu m-a de împins. E destul de împins. Ieșim și nașpa e drumul și abrupt. Și de sus e cumva vreo potecă care iese în asfaltul de spre Lepșa? Este drum, dar nu e asfalt. Nu, băi, nu, clar. E pietriș? E mai bun decât asta. Și de la Borsec de unde veniți? Nu chiar de la Borsec, stai că vă arăt imediat. Când ați plecat acasă? Luni seara am plecat, am coborât în Gheorgheni, că nu oprea trenul. Ne-am dus pe asfalt până la Ditrău. Am urcat aici în Țengheler, în pas, și apoi am venit așa. Aici n-am făcut modificarea asta, că era vremea foarte urâtă, ploua și începea să ploua și am coborât la cu roșu. Ieri sau altă zi? Nu, asta marți. Două zile. Miercuri? Miercuri, da. Și apoi am venit prin spate pe la Trei Fântâni, urcat în creasta Ciucului. Am intrat în Parcul Natural Pudna Vrancea, suntem într-o creastă secundară, în zona pasului Stânișoara, sau Trei Hotare, pentru că aici în zonă se unește Bacăul cu Vrancea și Covasna. Și acum încercăm să găsim un drum care nu apare pe nicio hartă, până pe vârful Lepșei, de unde o să coborâm în pasul mușat la asfalt. Iar de acolo sperăm noi încă 15 km spre Lăcăuți. În sus. În sus, de la 1100 la 1780 de metri aproximativ. Pe bandă roșie care nu e prea bine marcată și să vedem dacă este și curățat cât să mergem cu bicicleta. Această creastă frumoasă, de unde putem să vedem peisajele în depărtare, și anume în partea mea stângă se vede vârful Zboina, acolo jos presupunem că ar fi cheile Tișiței, iar cele
3-4 stânci albe din depărtare sunt turnurile Cozii. Cozii. Avem un segment mamut până la Lăcăuți. Sperăm să nu ne prindă noaptea pe drum. Cine ciurșii? Da. N-a început, mă, bucata abruptă. Da. Nu. Hai că e curățat. Stai, bă, că am ajuns la autostradă. Nu credeam că o să apreciez vreodată așa mult urmele de taf. Din păcate trebuie să recunoaștem că banda roșie din Munții Vrancei, din această porțiune, este foarte, foarte sălbatică. Nu știu dacă am fost pe undeva în halul ăsta. Mult pushbike, foarte mult pushbike și unde se poate merge pe ea, iarba e mare, pietros, casa urșilor, ce să mai. Și nu mai avem efectiv timp să mergem până pe vârful Lăcăuți. Așa că o să încercăm să facem dreapta din creastă pe o creastă secundară, pe sub vârful Zârna. Și să vedem dacă găsim un loc bun de campat sau dacă prindem o coborâre spre Comandău sau spre Covazna, nici nu știm. Cert e că trebuie să ne grăbim pentru că e deja 7 și un sfert și suntem și flămânzi și obosiți și sătul după toată ziua asta. 8 ore în șa, ziua asta ne avem de hack. Ori ajungem titani, ori ne lăsăm de bikepacking. Ori continuăm în ritmul care suntem. Ce te marș! Marș jos! Marș jos! Marș jos! Uite-te tu la în spate, nu-i telefonat. Da? În sfârșit ne-am oprit și pe ziua de astăzi. A fost cea mai lungă zi a excursiei, extenuantă. Dar n-avem ce face pentru că ne-am prins acolo în capcana numită Sălbăticia Vrancei și nu am avut variantă bună de coborât până în zona aceasta. Suntem undeva pe o creastă secundară, am găsit un loc bun de campat aici în curtea unui canton silvic, probabil că este o căbănuță, și pentru că Evelin are pană pe spate și ceva probleme cu discul, mai are de meșterit,
o să rămânem aici în seara asta. Sperăm să ne odihnim pentru că avem două stâne în apropiere și abia mâine vom continua spre Comandău și apoi spre civilizație. Dimineața, suntem aproape gata de plecare în această ultimă zi a excursiei noastre. Se pare că ușor ajungem cu planul nostru de a face o tură de bikepacking în Carpații Orientali la final. Mai avem de coborât în satul Comandău, un sat foarte pitoresc la 1000 de metri aici în Munții Vrancei, iar apoi ne ducem către civilizație și sperăm noi să ajungem să prindem și trenul care să ne întoarcă la Brașov. Vedem și noi satul puțin. Blocaj în trafic, blocaj în ne aflăm în orașul Covasna, iată că am ajuns la finalul aventurii noastre. Suntem la capătul la aproape 300 de kilometri pedalați. În mare parte din ei au fost prin păduri, pe poteci, pe drumuri forestiere, prin bălării, împins la deal. Ați văzut deja toată nebunia noastră. A fost o tură foarte, foarte faină, foarte extenuantă, însă ne-am bucurat tare că am reușit să o facem. De mult era în plan așa ceva. Și trebuie să recunoaștem că e foarte, foarte frumos. Carpații Orientali sunt super diversi, super întinși, au tot felul de locuri faine, merită explorați din plin. Cam atât din această tură, vă lăsăm. Nu uitați să reveniți pe canal pentru alte videouri și ne vedem data viitoare! Pa, pa!